Bună seara, sunt Sorina Obreșan și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Starea pacientei infectate cu coronavirus a ameliorat, susțin autoritățile din sănătate. Președintele i-a anunțat public numele, acuzând-o că a fugit din spitalul italian, în timp ce fiul ei afirmă că ea a fost lăsată să plece. Aici, vă rog până aici, nu vă pasați mai departe. 14 dintre pasagerii care au zburat într-un avion cu femeia bolnavă sunt de negăsit. Pentru că au completat greșit fișele de la aeroport, autoritățile propun să fie sancționați. Între timp, România închide școlile și universitățile și suspendă zborurile către și dinspre Italia pentru 2 săptămâni. Un microbus de rută s-a ciocnit cu un taxi și a fost la un pas să cadă de pe un pod din cartierul Telecentru. Taximetristul a trecut pe roșu, susține poliția. Primul caz de coronavirus din Moldova demonstrează cât de șubred și nepregătit este sistemul nostru de sănătate să facă față unei asemenea crize. Măsurile luate de autorități au fost de la bun început superficiale, așa că 145 de persoane care s-au aflat în același avion cu femeia infectată sunt acum împrăștiate în toată țara, punând în pericol alți oameni. Ce facem dacă epidemia se extinde? Astăzi, autoritățile nu pot să ne răspundă clar la această întrebare. Se constată gradul de alertă. Cod portocaliu. Acum intrăm în boxul unde se află pacient, da? După ce a fost purtată dintr-un spital în altul cu o ambulanță obișnuită, pentru că în Moldova nu există nicio autospecială pentru asemenea cazuri, femeia care suferă de COVID-19 a ajuns la Spitalul Republican. Autoritățile susțin că acolo ea este izolată, într-o boxă, că nu a contactat cu alți pacienți, așa cum se spunea, și că starea ei de sănătate s-a ameliorat. Este stația de pre-box. Aici este camera plasată cu antiseptic, cu costum special și cu echipament. Aici este pre-box-ul. Aici are loc echipamentul. Următoarea etapă, ne plasăm unde se află nemijlocit pacienta. Aici, vă rog până aici, nu vă plasați mai departe. Aseară, Ministerul Sănătății a postat un video parcă desprins din filmele de ficțiune. Doctorul apare acoperit cu un costum de protecție alb și o întreabă pe pacienta infectată cu noul virus cum se simte. Cum vă simțiți în stare generală? Vă simțiți mai bine? Da. El era o tuze mare, o tuze chinuitoare. El era vomă de la din cauza tuzei, azi vomă dispare. Da. Poftă de mâncare este. Da. Cum este locul de spital comparativ cu cel din Italia? Foarte mai, e foarte bine, e bine față de Italia. Acolo nici nu se uită la tine. Deci în Italia erau mai mulți pacienți, grija nu era atât de mare, dar aici lucrurile stau mult mai bine. Exact asta au încercat să ne convingă autoritățile din sănătate azi dimineață, că situația este sub control. Pacienta se află în secție de terapie intensivă, în boxe special izolate. De dânsa au grijă două asistente medicale și un medic, reanimatolog, adică echipa de gardă, un post separat. Starea bolnavii în dinamică este ușor pozitivă. Ministrul Sănătății dă asigurări că femeia e izolată și nu e adevărat că ar fi intrat în contact cu alți bolnavi. Tot personalul medical este dotat la momentul actual cu echipament de protecție individuală. Eu n-am să mă refer, dar vreau să vă zic că la momentul actual cantitatea acestui echipament este suficientă și încă și rezervă avem în caz de necesitate. În timp ce în majoritatea țărilor din lume identitatea persoanelor infectate nu este divulgată, astăzi Igor Dodon a pronunțat cu lejeritate numele femeii infectate. Noi verificăm acum dacă este vorba de doamna sau nu, probabil este vorba de această cetățeancă care, din câte cunoaștem noi, are dublă cetățenie. Dar acum se verifică, e acest caz sau suplimentar, pentru că noi alte cazuri, în afară de cazul acestei doamne, nu avem depistate pozitiv.
De cealaltă parte, fiul femeii internate se arată revoltat de felul în care autoritățile au tratat subiectul revenirii mamei sale acasă. Medicul a constatat că ea nu are motive pentru ca a fi internată în spital. Dar în ce oraș? Noi am rugat, noi am vrut și ea a vrut, că eu știe că mai multe șanse are în Italia ca la Moldova. Noi fix la asta ne gândim. Deci noi ne rugăm să o interneze, noi n-am vrut să vii în țară, noi am vrut să-l locuiască la Italia. Tânărul, care a dorit să-și păstreze anonimatul, spune că mama sa a luat virusul de la femeia pe care o îngrijea acolo. După ce bătrâna a ajuns tot la spital cu starea de sănătate agravată, moldoveanca s-a adresat și ea la doctor, dar s-ar fi izbit de indiferența medicilor din peninsulă. Eu rugat să-i fac testul Eustachie sistemic. El a spus că nu am controlat, a făcut radiografie, i-a luat sânge. Chestii elementare și au spus că nu-ți fă griji că tu ai pleomanie. Asta și eu spus, îți dăm medicamente, duci acasă, tratează la domiciliu. Și cum imediat după asta familia din Italia i-a spus moldovencei că nu are nevoie de serviciile ei de îngrijitoare, aceasta a luat avionul și a venit acasă, deoarece nu mai avea unde locuia acolo, susține bărbatul. Oamenii nici nu cunosc nimic, dar ei judecă. Judecă neștiind fapta, neștiind... Nu am reușit deocamdată să luăm legătura cu administrația spitalului din Italia, acolo unde moldoveanca a fost consultată pentru a obține o reacție. 14 pasageri care au zburat în același avion cu femeia infectată sunt de negăsit. Autoritățile spun că aceștia au completat eronat fișele oferite la aeroport. În acest context, oficialii propun sancționarea celor care oferă informații greșite la intrarea în țară. 14 persoane nu au putut fi informate, identificate. Deși spune că a apelat și la ajutorul autorităților publice locale sau a poliției, Ministerul Sănătății se declară incapabil să localizeze 14 dintre pasagerii cursei Milano-Chișinău. Aceștia dau vina pe călători, care ar fi completat greșit fișa epidemiologică. Șeful statului vrea amendarea sau chiar tragerea la răspundere penală a celor care introduc informații incorrecte. Din cauza unei persoane sau unui grup de persoane irresponsabile care nu vor să scrie datele de unde vin, care se ascund, care fug de prin spitale. Ce trebuie să facem noi, autoritățile, în cazul ăsta? Între timp, Ministerul Sănătății spune că pasagerul care a stat lângă femeia diagnosticată cu noul virus a fost testat, iar rezultatul a ieșit negativ. Chiar dacă prezintă rezultat negativ, nu înseamnă că noi întrerupem orice relații cu ea. Se va afla în continuare la monitorizarea medicului de familie. Alți pasageri care s-au aflat în apropiere de moldoveanca infectată ar fi în carantină acasă. Nu se știe însă cine verifică dacă aceștia respectă recomandările. 44 de persoane au fost informate, vreau să vă zic, despre obligativitatea respectării regimului de autoizolare. Acesta este grupul cu risc cel mai înalt. Pe 7 martie din Milano au ajuns în capitală 150 de persoane, cu excepția echipajului. 10 sunt cetățeni din Ucraina, iar 4 din regiunea transnistreană. Conform site-ului flyradar24.com, aeronava care a dus femeia infectată în țară a efectuat după asta încă 4 curse. Astfel, după nicio oră, avionul își ia zborul spre Roma, iar ulterior de acolo ajunge din nou la Chișinău. La aproximativ 25 de minute de la aterizare, acesta pleacă spre Berlin, unde ajunge la 19:42 de minute și peste jumătate de oră se îndreaptă spre aeroportul din capitală. Astfel, avionul s-a aflat la sol foarte puțin timp, deși ieri responsabilii declarau că s-a făcut dezinfecție. Când este întreprinsă această măsură? Din data de 2 februarie. Anterior, poliția de frontieră de pe aeroport anunța că pasagerii sunt verificați cu 2 termoscanere la intrarea în țară. Acest lucru însă nu se întâmplă 24 din 24. Un moldovean care a aterizat aseară la ora 23 ne-a comunicat că nu a fost verificat. Cei din sănătate habar nu au că indicațiile date rămân doar pe foaie. Să mă documentez, nu are importanță la ce oră persoana traversează frontiera. Autoritățile au gestionat acest caz cu erori grave de la bun început. Cei 150 de pasageri au fost lăsați să plece acasă la prânz, trecând prin aeroport, contactând cu alți oameni și ulterior cu familiile lor, deși femeia de la bord era în stare gravă, venea din zona afectată și deci riscul ca ea să aibă coronavirus era mare. Abia seara, în jurul orei 21, Ministerul Sănătății anunță că pasagerii de pe cursa Bologna-Chișinău să stea acasă în carantină, pentru ca ulterior să-și corecteze informații
informația greșită, răspândită deja că e vorba de cursa din Milano. Reveniți din Italia au început să aibă febră și tuse, iar când au anunțat medicul de familie, li s-a spus să sune la 112. Doi soții din capitală susțin că au fost purtați pe drumuri când au solicitat să le fie făcut testul la coronavirus. Ajunși la spitalul Toma Ciorbă, responsabilii de acolo le-ar fi recomandat să se adreseze la o clinică privată. Medicul de familie și directorul de la Toma Ciorbă neagă acuzațiile. Cuplul povestește că a revenit dintr-o vacanță din Italia pe 29 februarie, iar peste o zi soții au început să aibă febră și tuse. Am ajuns la aeroport, nimeni nu ne-a verificat, în avion ne-a dat foaia aceea care scrim datele personale și să măsurăm febra acasă de 3 ori pe zi și în caz de ceva să contactăm medicul de familie. Femeia susține că a sunat medicul de familie, dar i-a răspuns abia peste 2 zile. Că asta nu intră în competența lor și dacă în caz ne simțim rău, să telefonăm la 112. Noi am telefonat la 112, a venit și a început tot așa cu niște, că nu ne ocupăm noi, că se ocupă medicul de familie. Am telefonat medicul de familie de față cu ambulanța care se afla la noi cu medici. Și au început să cerce unul cu altul că medicul de pe ambulanță spune la medicul de familie că voi. Medicul de familie spune că voi, că voi trebuie să luați pacienți, să faceți analiză, să verificați. În fine, nimic. Ea mi-a spus că să mă duc, să-mi ducem să luăm frotiul din gât, unde eu i-am lămurit, că noi nu luăm frotiul la domiciliu. Nici nu avem bac laborator. Într-un final, femeia spune că au fost duși împreună cu soțul la spitalul de boli infecțioase Toma Ciorbă. Medicul care era de serviciu, numai nu zici la ce ați venit. Spun, zic, noi am venit din Italia, că așa avem simptomele acestea și vrem să facem o verificare. Fim și noi liniștiți și familie. Ea spune ce, că dacă doriți, duceți la privați, că noi nu facem niciun test. În cele din urmă, medicul le-ar fi prescris antibiotice și le-ar fi recomandat să evite locurile aglomerate. Vezi în fiecare zi la televizor că domn Dodon și doamna ministru sănătății spune că tot e sub control. Care e sub control? Dacă noi numai în ziua aceea am venit, peste 200 de persoane, ei nu au făcut o verificare. Directorul spitalului Toma Ciorbă susține că toți pacienții care se adresează acolo sunt investigați după definiția de caz stabilită prin ordinul Ministerului Sănătății. Ce conține definiția de caz, însă acesta nu a putut să ne spună, motivând că nu are documentul la îndemână. Avem două spitale pregătite pentru cazul în care vor fi depistați copiii cu COVID-19, spun responsabilii din sănătate. Am încercat să vedem astăzi cum arată spațiile amenajate, dar reprezentanții instituțiilor ne-au interzis să le filmăm. Ne-au asigurat însă că medicii sunt echipați corespunzător, iar zonele sunt izolate de celelalte saloane. Dacă e să vorbim în cazul dat și de coronavirus de tip nou, copiii se plasează în Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase. Totodată vreau să menționez că încă o instituție strategică care este desemnată este și Institutul Mamei și Copilului. Am mers la cele două spitale ca să vedem care sunt condițiile pregătite pentru pacienți, dar și cât de pregătit este personalul medical, însă am fost ținuți după ușă. Avem 100 paturi plus 4 paturi în reanimare, și toate sălile sunt boxate. Boxate, asta înseamnă că noi corespundem 100% recomandărilor OMS pentru infecția coronavirus. Directoarea Spitalului de Boli Contagioase pentru Copii ne-a spus că, la moment, în instituție sunt 2 minori care prezintă simptomele coronavirusului. Aceștia ar fi fost aduși pe o intrare separată și nu pe holul obișnuit. Este o secție care acum noi am destinat-o special pentru pacienții cu suspecție, este absolut izolată și dumneavoastră ați văzut că este încuiată. În afara camerei de filmat, Ludmila Bârcă ne-a condus la o ușă din interiorul instituției, care susține ea duce spre zona special amenajată pentru bolnavi. Acolo însă nu am intrat și nici ușa nu ne-a fost deschisă. Nici responsabilii de la Institutul Mamei și Copilului nu ne-au oferit mai multe detalii despre cât de pregătit este spitalul pentru a primi pacienți infectați. Nu cunoaștem câte paturi au fost rezervate la Institutul Mamei și Copilului pentru eventuali pacienți infectați
infectați cu COVID-19. Purtătorul de cuvânt al instituției ne-a spus că va reveni mai târziu cu un răspuns, iar responsabilii de la Ministerul Sănătății ne-au îndemnat să așteptăm următorul briefing de presă al ministrului pentru a-i adresa toate întrebările. Iar ulterior, la briefingul de presă, ministrul nu a răspuns la nicio întrebare pusă de jurnaliști și a plecat fără să ofere comentarii în plus. Avem o listă de întrebări. Și în timp ce Viorica Dumbrăveanu anunță și despre alte două spitale care sunt de rezervă, este vorba despre Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, sau toți mai cunosc că este vorba despre Spitalul Căii Ferate, și este vorba de maternitatea numărul 2. Responsabilii de acolo nu pot spune câte locuri ar putea să ofere în cazul în care vor fi depistate mai multe cazuri. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că au ales aceste două spitale pentru că acolo sunt secții de terapie intensivă, în cazul în care starea pacienților se agravează. Iar între timp, cei care prezintă simptome ale noului virus sunt duși la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. În cazul în care starea de sănătate se înrăutățește, sunt transferați la Spitalul Republican, în secția reanimare, unde pacienții sunt puși în boxe speciale. De miercuri, școlile și grădinițele din Moldova ar putea fi închise, sunt declarațiile făcute la ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, desfășurată în această seară la guvern. Acolo se află și colega noastră, Iulia Sarivan. Iulia, bună seara! Bună seara, Sorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ședința extraordinară la guvern a început acum câteva minute, iar aici participă întreg cabinetul de miniștri în frunte cu premierul. Totodată s-au prezentat și mai mulți directori de instituții medicale. În debutul ședinței, premierul a spus că se va discuta în această seară despre evoluția virusului COVID-19 în țara noastră, dar și eventuale măsuri care ar putea fi luate în viitorul apropiat. Printre acestea, Chicu a menționat că, începând de miercuri, activitatea în instituțiile preșcolare și școlare ar putea fi închisă. Totodată, acesta a spus că și unele zboruri în zonele de risc sporit de infectare ar putea să fie restricționate. Ulterior, ministrul Sănătății Dumbrăveanu a spus că cele șase cazuri depistate în ultimele 24 de ore suspecte au fost testate negativ, iar la ora actuală avem în țara noastră alte 7 cazuri suspecte de COVID-19, printre care un copil care s-a întors dintr-o zonă de risc. Dumbrăveanu însă nu a spus din ce zonă a venit copilul. Totodată am fost informați că autocarul care a fost oprit în Oradea cu 17 cetățeni a fost lăsat să plece mai departe, asta pentru că pasagerii nu au avut simptome de coronavirus. Iar cele 14 persoane venite recent din Milano, care nu au fost depistate de autoritățile noastre, încă nu au fost găsite, spune ministrul Sănătății. Și dacă vor fi înregistrate mai multe cazuri suspecte de noul COVID-19, atunci pacienții vor fi duși la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, ne informează autoritățile. Deocamdată acestea sunt informațiile de aici. Mai multe detalii vedeți pe site-ul protv.md. Sorina? Iulia, îți mulțumesc. România a suspendat toate zborurile spre și dinspre Italia. Tot astăzi, autoritățile de la București au anunțat că închid toate școlile și universitățile pentru o săptămână. Este prematur ca Moldova să ia decizii similare, spuneau ceva mai devreme autoritățile de la noi, care propuneau ca accesul în țară să fie limitat doar pentru cetățenii străini. Decizia autorităților române de a asista zborurile afectează și cetățenii Republicii Moldova, care planificau să ajungă acasă cu escală prin România. Această tânără urma să vină astăzi la Chișinău și avea zborul cu escală la București. Din aeroportul de la Roma, unitate, biletele și cursele și tot ce e spre București anulat. Speram până ultima clipă să ajung în București. Dar nu, n-a fost să fie. Acum fiecare vrea să găsească alternative cum să ajungă în București. Mulți din ei chiar și-au luat alte bilete spre Sofia, spre Budapesta, unde am mai auzit noi acolo. Da, Sofia și Budapesta erau. Da, și să ajungă în București. Așa că anularea zborurilor din Italia nu neapărat înseamnă că ține pe loc aici oprit. Femeia spune că în câteva zile va porni spre Chișinău cu autocarul. Operatorii aerieni,
au obligația de a comunica cetățenilor români care se vor îmbarca din Italia, China, Iran, Coreea de Sud către România cu escală, faptul că vor intra în carantină pe teritoriul României și își vor asuma această responsabilitate prin completarea unei declarații pe proprie răspundere la îmbarcarea în aeronavă. Totodată, autoritățile de la București susțin că operatorii aerieni sunt obligați să nu permită îmbarcarea cetățenilor străini care vin din Italia, China, Iran sau Coreea de Sud către România cu escală. Măsuri au fost anunțate și pentru românii care sosesc din aceste țări prin punctele de frontieră terestre. Sunt obligați să intre în carantină pe raza județului de graniță sau izolare la domiciliu. Aceștia își vor asuma responsabilitatea prin completarea unei fișe, iar cei care vor refuza sau vor declara incorrect ruta de deplasare vor fi pedepsiți cu închisoare de până la 2 ani. Astăzi, Igor Dodon a anunțat că nu va asista zborurile din Italia, dar va elabora un mecanism astfel încât doar cetățenii moldoveni să poată ajunge în țară. Cum însă își propune să facă acest lucru, președintele nu a precizat. Am solicitat un răspuns de la Ministerul de Externe, dar ni s-a spus că îl vom primi mai târziu. Între timp, autocarul de pe ruta Milano-Chișinău, care a fost blocat în județul Bihor, a fost lăsat să plece mai departe. Pasagerii au fost plasați în carantină după ce unul dintre ei a fost depistat cu febră mai mare de 38 de grade. Cei 16 călători și 2 șoferi au fost izolați la o tabără pentru copii. Suntem izolați, suntem doar noi călătorii din autocar, la jandarmeria care ne păzește. Mi s-au oferit la fiecare persoană hrănești. 2-3 locuri, mâncarea la fel nimic, avem mâncare în autocar, dar nu ni se permit, ne ducem, ne luăm mâncarea din autocar. Cam asta e situația. De la noi nu s-au preluat careva probii, stăm doar în așteptare. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene este în legătură permanentă cu autoritățile românești în contextul stării acestor persoane și vom veni ulterior cu anumite detalii suplimentare pe măsura în care ele vor parveni la noi în mod oficial. Bărbatul care se simțea rău a fost transportat la spitalul din Oradea, unde medicii vor face analizele pentru coronavirus și îl vor ține izolat până nu vor avea rezultatele. Deși autoritățile ne îndeamnă să respectăm regulile de igienă pentru a preveni îmbolnăvirile, soluțiile dezinfectante lipsesc în multe farmacii. Limitate sunt și stocurile de măști, care nu mai sunt importate deja de o lună, ne-a spus directorul unui depozit farmaceutic. Reprezentanții de la Agenția Medicamentului și cei de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și-au pasat responsabilitatea unul altuia și nu au venit cu soluții la acest capitol. Măști medicinale nu avem mai mult de o lună. Dezinfectanți putem să o propunem ceva soluții spiritoase. Nu avem contact numai cu depozitul. Depozitul nu are. Mai departe eu de informația nu disem. Nigde nu. Nu на складе, не привозят. У меня муж заболел грипом, и нужно, чтобы мы не заразились, не в связи с паникой. Cei care vor să cumpere măști trebuie să achite un preț de 3 ori mai mare comparativ cu acum câteva săptămâni. На завязках по 5,75. И вот сейчас просили у меня 100 штук. Dezinfectante закончились. Unul dintre cele mai mari depozite farmaceutice din țară mai are 150.000 de măști. Astăzi, 50.000 de unități vor ajunge la Poliția de Frontieră și alte 20.000 la Spitalul de Urgență, ne-a spus directorul comercial al depozitului. Furnizorii de la care noi importăm măști deja de o lună de zile ne refuză. Motivul că sunt solicitări pe piețele lor. Acestea este China, Italia, Olanda. Posibil că deja mâniți nu mai avem nicio mască. Și dacă totuși am importa măștile, prețul pentru o unitate ar putea ajunge până la 15 lei. Propunerile care sunt este de 12 lei prețul de import. Masca până la final la cumpărător poate să ajungă peste 15 lei o mască. Și din acest motiv nici nu ne încumetăm să facem importuri. Responsabilii de la Ministerul Sănătății ne-au spus că importul măștilor medicale nu este de competența lor și ne-au redirecționat spre Agenția Medicamentului, care la rândul său a pasat responsabilitatea spre Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Acolo este inspectoratul farmaceutic și de acolo aflați informația la capitolul măști. Însă reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică ne-au spus să ne adresăm la Agenția Medicamentului și a dispozitivilor medicale. Ei se ocupă cu plinirea stocului. Noi nu avem așa competență.
competenți. Noi nu le primim aici, noi nu lucrăm cu agenții economici, noi nu le primim la agenție. Importatorii se ocupă de import. Ele sunt mai costisitoare, dar sunt în farmacii măști. Febra și tusa sunt primele simptome care trebuie să ne alarmeze și să ne trimită la medic, iar dacă ne simțim rău, trebuie să evităm contactul cu oamenii din jur. Sunt câteva dintre recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pentru a opri răspândirea virusului. Spălatul cât mai des pe mâini rămâne regula numărul 1. Specialiștii spun că simptomele coronavirusului sunt identice cu cele provocate de gripă sau răceală. Sfatul numărul 1 este să vă spălați cât mai des mâinile cu apă și cu săpun. Sau să avem la îndemână un dezinfectant, în cazul în care nu avem acces la apă. Responsabilii de la Organizația Mondială a Sănătății vin cu mai multe recomandări și sfaturi pentru a ține virusul la distanță. Masca medicinală doar limitează răspândirea unei boli. Aceasta nu oferă o protecție totală, așa că trebuie combinată cu alte măsuri, precum igiena mâinilor și cea respiratorie. Măștile trebuie să le poartă persoanele bolnave, adică care au careva manifestări. Persoanele sănătoase, care nu au așa gen de efecte, simptome, nu este nevoie de purtat mască. Coronavirusul se răspândește prin contactul cu o persoană infectată atunci când el tușește sau strănută. Dacă aveți simptome, în primul rând trebuie să vă izolați sau să comunicați cu cât mai puțină lume. Mergeți la medic, nu vă tratați așa cum credeți. Iar când ieșiți din casă, puneți-vă masca de protecție, tușiți sau strănutați în cot, pentru ca să nu îi molipsiți pe alții. Specialiștii mai spun că trebuie să renunțăm la călătoriile în țările afectate, deși încă nu a fost inventat un vaccin împotriva acestui virus, cei bolnavi se pot trata dacă se adresează la timp la medic. Starea de tensiune a pus stăpânire pe mai multe state. În Italia, o treime din populația țării, adică 16 milioane de oameni, rămâne izolată din cauza epidemiei de coronavirus. Localnicii nu au voie să iasă din regiunile afectate fără acordul autorităților, iar în Germania, Franța și Marea Britanie, numărul bolnavilor crește alarmant. Cea mai afectată zonă din Italia rămâne a fi Lombardia, unde numărul de îmbolnăviri a trecut de 4.000. Tutti gli ospedali della regione sono dedicati ai pazienti Covid, solo 18 ospedali restano degli hub aperti ad altri casi, quindi agli altri casi sanitari, una situazione davvero congelata qui in regione Lombardia. În total rămân închise 15 localități din nordul și centrul țării, cel puțin până pe 3 aprilie. Ieri, într-o singură zi au fost înregistrate 133 de decese. In alcune zone della Lombardia e in zone della Lombardia e in altre province che sono quelle che poi sono state incluse, abbiamo censito che c'è stata una crescita di nuovi casi. Cei care ies din zonele afectate cu coronavirus trebuie să aibă un permis oferit de autorități. Cei care încearcă să plece fără a avea acordul oficialilor riscă să stea după gratii 3 luni sau să plătească o amendă mai mare de 200 de euro. Pensiamo che sia necessaria. Poi aspettiamo gli eventi. Di più lo si può fare. Noile reguli emise de guvern, care prevăd și interzicerea vizitelor în penitenciare pentru a preveni riscul de contaminare, au stârnit nemulțumiri în rândul deținuților. În 4 închisori, infractorii s-au baricadat. Aceștia încearcă să negocieze cu cei din administrație pentru a schimba regulile. Totodată, guvernul din peninsulă a decis alocarea 600 de milioane de euro și angajarea în sistemul medical a aproximativ 20.000 de noi profesioniști. Autoritățile susțin că este cea mai gravă criză medicală din istorie. Noi stiamo lavorando 12-14 ore al giorno, Questo è chiaro che c'è l'emergenza. În Germania, în această noapte a fost înregistrat primul deces din cauza virusului COVID-19. Iar numărul de infectări a trecut de 1.000. Între timp, președintele Portugaliei intră în carantină pentru 2 săptămâni după ce a comunicat cu un elev bolnav. Afectată de epidemie este și Franța, care înregistrează din ce în ce mai multe îmbolnăviri. The virus is present in parts of the country. În timp ce Europa se confruntă cu epidemia provocată de noul virus, din China vin vești îmbucurătoare. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate doar 40 de cazuri noi de infectare. Și în Coreea de Sud situația se ameliorează, numărul bolnavilor fiind în descreștere. La nivel global sunt 110.000 de persoane infectate și peste 3.800 de decese.
Extinderea epidemiei de coronavirus zdruncină economia globală. Astăzi, prețul petrolului a scăzut cu aproape 30%, fiind cea mai mare scădere din ultimii aproape 30 de ani. În consecință, afectate sunt și principalele burse din Asia. Principalele burse din Asia au înregistrat pierderi semnificative astăzi din cauza răspândirii epidemiei de coronavirus. Bursa de la Tokyo a încheiat ședința cu o scădere de 5,07%, fiind cea mai mică valoare înregistrată de la începutul lunii ianuarie 2019. Bursa de la Seul a încheiat și ea ședința de azi în cădere cu 4,19%, iar bursele din China au înregistrat și ele scăderi puternice. Și prețul petrolului a suferit o scădere istorică noaptea trecută, cu aproape 30%, fiind cel mai mic preț înregistrat din 1991. A very challenging set of circumstances for the markets at the minute. Afectate de noul COVID-19 sunt și piețele bursiere din Europa, companii petroliere, dar și bănci. La scurt timp după debutul tranzacțiilor, bursa de la Londra a înregistrat o scădere mai mare de 7%, iar cea de la Frankfurt a avut un declin de peste 6%. Se constată gradul de alertă, cod portocaliu. Acum intrăm în boxul unde se află pacient, da? Continuăm cu alte subiecte. Manuale care ar conține plumb au ajuns pe băncile elevilor din clasele primare și liceale. Asta susține Ministerul Educației, care spune că părinții s-au plâns de un miros înțepător. Mima îmi spunea ca să nu citesc numai ea, pentru că are ceva, o substanță care nu prea îmi face bine. Astfel, 60.000 de cărți au fost retrase, cum răspunde editura, unde s-au tipărit manualele, aflați imediat la știri. Un microbus de rută a fost la un pas să cadă de pe podul din cartierul Telecentru al capitalei. Asta după ce vehiculul a fost izbit de un taxi. Pasagerii nu au avut de suferit, iar poliția ne-a spus că vinovat de accident s-ar face taximetristul, care a trecut la culoarea roșie a semaforului. Și aici se vede foarte clar traficul care vine din partea străzii Miorița, care iese la ieșire de oraș. Și se vede că taximetristul a trecut la roșu. O cameră de supraveghere din regiune a surprins momentul impactului. Din imagini se vede cum taxiul lovește lateral microbuzul. După ce a fost lovit de taxi, microbuzul a fost proiectat în balustrada podului. În urma impactului, o bucată din aceasta s-a rupt, iar microbuzul a fost grav avariat în partea din față. Șoferul microbuzului ne-a spus că avea 4 pasageri și nimeni nu a avut de suferit. Eu de acolo, de la Miorița, veneam înspre pod și el, din partea aceea, vrea să cotească la dreapta, nu s-a asigurat culoarea semaforului și a cotit înainte, m-a lovit pe mine. O femeie a fost stresată, pur și simplu, dar nu s-a lovit. Nu am reușit să vorbim cu taximetristul pentru că era la inspectoratul de poliție când noi am ajuns la locul accidentului. Oamenii legii spun că acesta și-a recunoscut vina. Șoferul autoturismului Ford nu a cedat trecerea, ignorând cerințele semaforului, s-a tamponat cu Mercedes. Șoferul care se face vinovat de accident riscă o amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. La o săptămână după ce au fost sistate 4 rute de microbuz din capitală și au reluat de astăzi activitatea, responsabilii de la Direcția Transport spun că nu știau despre acest lucru, iar administratorii susțin că totul s-a făcut la rugămintea unui consilier de la PUN. Primarul nu a venit cu o reacție deocamdată. Noi reluăm rutele ca răspuns la apelul public al consilierului Corneliu Pântea de a organiza consultații publice. Așadar, de astăzi, 4 dintre cele 5 rute suspendate, 108, 178, 175 și 125, își reiau activitatea. Responsabilii de la primărie susțin că nu știau despre acest lucru. Au văzut că dacă n-aș lucreze, n-au să facă nici de pâine. Noi am programat autobuzul, ieșit autobuzul dimineața acolo și ne-am trezit că iar lucrează. Și că ei nu ne-au informat. Transportatorii speră că primăria va accepta să le ofere subvențiile în valoare de 70 de milioane de lei anual. Sperăm să vă ajunge la concluzia că trebuie să funcționăm similar cum funcționează parcul urban de autobuse și de trolebuse.
autobuz. Adică prețul mic pentru călător, dar diferența compensată din bugetul municipal. Ion Ceban nu a venit deocamdată cu o reacție. Acum două săptămâni șoferii de microbuze nu au ieșit la muncă în semn de protest față de refuzul primarului de a majora tariful pentru călătorii de la 3 la 6 lei. Peste câteva zile, Ion Ceban a anunțat că vrea să cumpere în credit 100 de autobuze din Belarus, însă consilierii municipali nu au votat decizia. Igor Dodon comentează ironic intenția lui Adrian Candu de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu politica externă promovată de el. El m-a semnat în locul președintelui încălcând legislația parcursul ultimilor 2 ani jumate, 3. Fapt constatat de către Comisia de la Veneție. Și el s-a deprins să adreseze la Curtea Constituțională. Eu cred că e ca pe timpul lui Plăhatniuc. S-a adresat și lui deodată, că e ca așa sau așa. Are drept oricare deputat să adreseze. Dar mai puțin șoul. Săptămâna trecută, deputații din grupul parlamentar Pro-Moldova au spus că se vor adresa Curții Constituționale pentru că Igor Dodon și-ar depăși atribuțiile. Aceștia solicită magistraților să se pronunțe dacă președinția poate să vorbească despre o politică spre vest și est, în condițiile în care Parlamentul a stabilit clar direcția de integrare europeană. Democrata Svetlana Pădurel a devansat pe candidatul blocului acum Eduard Curtescu la localele din satul Călinești, Raionul Fălești. Noul primar a obținut cu 21 de voturi mai mult față de rivalul din cursă și la scrutinul din 3 noiembrie anul trecut, Democrata a luat cele mai multe voturi, dar rezultatele alegerilor au fost contestate, invocându-se mai multe fraude. Peste 60.000 de cărți destinate elevilor din clasele primare și liceale au fost retrase. Asta după ce mai mulți părinți au sesizat Ministerul Educației că manualele ar avea un miros înțepător. O analiză efectuată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică arată că aceste cărți ar conține plumb. Directorul editurii unde au fost tipărite manualele neagă acuzațiile și susține că va efectua propria expertiză. Manualele retrase sunt la disciplina știința pentru clasa a doua și educație pentru societate pentru clasa a 10-a 11-a. Cărțile au fost depozitate în săli cu acces limitat în școlile din capitală. Responsabilii de la Ministerul Educației au fost sesizați de mai mulți părinți care s-au arătat îngrijorați de mirosul înțepător al manualelor. Mima spunea ca să nu citesc numai ea pentru că are ceva, o substanță care nu prea îmi face bine. Dacă mult citeam, mă pregăteam la timp pentru acasă, apoi după aceasta mi-o ustura ochii. La etapa următoare, Ministerul Educației va examina holistic problema și va acționa în așa măsură ca elevii să nu fie afectați, dar totodată să nu afectăm procesul educațional. Pe de altă parte, directorul liceului Gheorghe Asache din capitală susține că nu a primit plângeri de la părinți. Aceste semnale de la părinți nu am primit, care ar răspunde acelor cerințe pe care le-a înaintat ministerul. Noi am executat doar ordinul. Între timp, directorul editurii unde au fost editate cărțile neagă acuzațiile. Acesta susține că manualele au fost tipărite la o tipografie din Serbia. În două dintre manualele noastre, cantitatea de plumb ar depăși norma admisibilă. Și este complet fals, chiar dacă este un raport a Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică, plumbul se mai folosește de vreo 40 de ani în tipografie în genere. În același timp, bărbatul susține că a trimis manualele pentru expertiză la un laborator din Uniunea Europeană. Noi am dat în străinătate la un laborator neutru recunoscut internațional ca să fac certificarea acestor două manuale. Așteptăm probabil săptămâna aceasta până la sfârșit rezultatul. Vom face o conferință de presă la care vom anunța care sunt rezultatele, indiferent care ar fi ele. Am încercat să aflăm de la Agenția de Sănătate Publică cum anume a fost efectuată expertiza cărților, dar ni s-a spus să revenim mai târziu pentru că ulterior nimeni să nu mai răspundă la telefon. Directorul editurii mai spune că dacă expertiza solicitată de el va arăta că manualele nu conțin plumb, atunci va acționa în judecată Ministerul Educației, iar dacă rezultatele anunțate de autoritățile noastre se vor adeveri, va da în judecată tipografia din Serbia.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează serialul Vlad. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini care pot deveni o știre, ne le puteți trimite pe site-ul rotv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!